Imaginează-ți următoarea situație. Ești în mijlocul unei zile aglomerate. Trebuie să filmezi un vlog, să prezinți un produs, poate chiar un live stream mai târziu. E destul de mult, nu-i așa? Dar uite care e treaba. Fie că filmezi pentru YouTube, Instagram sau TikTok, ai nevoie de o cameră care să țină pasul cu tot ce faci. Ceva care să nu te încetinească, ceva care să se adapteze la fel de repede ca tine. Azi vorbim despre Sony ZV-E10II, o cameră construită pentru creatori de conținut care vor să fie versatili. Cea mai semnificativă îmbunătățire față de modelul anterior este senzorul BSI de 26 de megapixeli. Acest senzor provine de la modelele superioare Sony, precum A6700 sau FX30, și aduce un boost serios în performanță, în special pentru video în 4K. Ce este interesant la acest senzor? Îmbunătățește performanța în condiții de lumină scăzută și menține detalii mai clare în imagini. În plus, poți filma 4K până la 60 de frame-uri cu doar un mic crop, ceea ce îți păstrează compozițiile intacte chiar și în cadrele de slow motion. Dynamic range și claritatea sunt semnificativ îmbunătățite în comparație cu modelul anterior. Perfect pentru vloguri în situații cu lumină scăzută. A doua cea mai importantă îmbunătățire este bateria. Modelul anterior folosea o baterie de tip MPFW50, dar acum a fost actualizată la MPFZ100. Aceeași baterie pe care o găsești la modelele de top de la Sony, precum seria A7. Asta înseamnă că obții o durată de viață semnificativ mai mare a bateriei și implicit mai mult spațiu, pentru că nu trebuie să mai cari atât de multe baterii cu tine. Dacă te concentrezi pe conținut video, camera asta nu dezamăgește. O schimbare majoră sunt filmările la 10 biți 4:2:2. Ce-ți oferă libertatea pentru o colorizare mult mai avansată decât înainte. Suportă S-Log 3 pentru cei care doresc să facă color grade în post-producție, iar pentru cei care vor un aspect cinematografic direct din cameră, S-Cineton de la Sony este o alegere excelentă. Sony ZV-E10 Mark II vine cu o funcție care se numește Cinematic Vlog. Cu un singur click îți oferă acea imagine ca de film. Trece automat la 24 de cadre pe secundă și adaugă acele bare negre pe care le regăsim la majoritatea filmelor în partea de sus și de jos a cadrului, oferind un aspect widescreen. De asemenea, îmbunătățește culorile și vine cu preseturi din care poți alege. M-am distrat cel mai mult cu această funcție. Simțeam că totul în jurul meu este un platou de filmare și am rămas uimit de imaginile pe care am putut să le scot din camera asta compactă. O altă funcție excelentă este noul indicator luminos roșu. Este o funcție simplă, dar foarte utilă pentru creatori de conținut, în special pentru vloggeri, deoarece îți arată exact când camera înregistrează. Una din caracteristicile pe care creatorii de conținut o vor adora este conexiunea USB Type-C. Poți conecta camera direct la un laptop sau PC și o poți folosi ca webcam pentru live stream-uri de înaltă calitate. Full HD 50 de cadre pe secundă și până la 4K 25 de cadre pe secundă. Nu ai nevoie de placă de captură sau software suplimentar, doar conectezi camera și ești gata să intri live. Acum să vorbim despre audio. Ca și alte camere din gama ZV de la Sony, aceasta vine cu un microfon incorporat, direcțional, cu 3 capsule. Poți alege direcția din care camera captează sunetul, permițându-ți să-l adaptezi la nevoile tale. De exemplu, dacă faci vlog, poți seta să capteze doar din față. Iar dacă explici ceva din spatele camerei, poți ajusta ușor pentru a capta sunetul din spate. Și dacă ești într-un mediu mai dinamic, cum ar fi un eveniment sau un aer liber, poți seta să capteze sunetul ambiental din toate direcțiile. Una dintre frustrările cu camerele Sony mai vechi era sistemul de operare. Dar Sony a îmbunătățit semnificativ lucrurile aici. Noile meniuri sunt nu doar intuitive, dar și complet tactile. O poți folosi ca pe un telefon și poți accesa rapid setările importante, făcând-o extrem de ușor de folosit. Iar una dintre caracteristicile foarte cerute, care este în sfârșit aici, este modul vertical. Pentru cei care creează conținut pentru platforme cum ar fi Instagram sau TikTok, această cameră ajustează automat afișajul în momentul în care treci de la orizontal la vertical, unde mai spun că are și un efect de înfrumusețare integrat. O altă funcție interesantă este modul Product Showcase. O problemă pe care am văzut-o la mulți oameni, acel moment când se filmează și încearcă să arate un obiect în fața camerei și de fiecare dată focalizarea nu ține cu ei și trebuie să facă această mișcare cu mâna ca să poată focaliza pe obiect. Cu modul Product Showcase, focalizarea se schimbă fără probleme între față și obiectul pe care îl arăți. Este perfect pentru recenzii de produs și este una dintre caracteristicile preferate ale vloggerilor. Camera vine de asemenea cu Active Steady Shot, care este decent, dar încă folosește puțin crop pentru a stabiliza imaginile. Deci, dacă faci vlogging, ia în considerare un obiectiv care are stabilizare pentru rezultate mai bune. Eu am folosit obiectivul 16-50 din kit și așa arată rezultatele.
Un aspect întâlnit des la multe camere este supraîncălzirea. Sony ZV-E10 II, ca orice cameră performantă, se poate încălzi când o folosești pentru perioade lungi de timp. Dar rezultatele pot varia semnificativ în funcție de modul în care o folosești. Iar experiențele pot fi foarte diferite în funcție de condițiile de filmare și setările camerei. Deci, pentru cine este această cameră? Dacă te concentrezi în principal pe vlogging sau creezi conținut și ai nevoie de o cameră mică, ușoară, cu senzor incredibil și autofocus ireproșabil, dar și o mulțime de funcții precum Product Showcase, control audio direcțional și video vertical, atunci Sony ZV-E10 II este o alegere ideală. Vine cu funcții necesare, care îți vor face conținutul să arate profesionist, fără să te coste prea mult.